acceptarea propunerii comuniștilor de a forma o guvernare împreună cu ei, asta înseamnă menținerea sau readucerea regimului lui Voronin în Republica Moldova. Nu. Acesta a fost votul majorității electoratului la 29 iulie. Iată care e problema. Dialogul să avem. Nici o problemă. Și discutăm. Oricum, noi avem programul nostru. Democrația noastră este democrația din lume, nu democrația pe care au promovat-o ei. Dacă ei consideră că trebuie depășită această criză constituțională, păi să susțină, să voteze fără cerință ca domnul Voronin să fie președintele Parlamentului. Exclus aceasta. Gata. Eu sunt președinte Parlamentului. Și n-am de gând să împart această funcție cu domnul Voronin. Absolut nu am. Fiindcă viziunile, intențiile sunt absolut diferite. Eu lupt pentru democrație, pentru viață decentă, pentru presă liberă, televiziune, justiție independentă. De la început, deschis din 88, principiile pentru care am votat, eu l-a dus la putere pe domnul Voronin, a luat puterea și ce a făcut? A distrus totul ceea ce a fost pornit. În loc să există o continuitate, să dezvolte aceste principii. Iată care e problema.